Vă pup, dragii mei, astăzi mergem să facem grătar în județul Giurgiu, Mirău. Nu Mirău, mie, așa se numește localitatea, unde dragul nostru domn Steliano Gică a Rita Maiconacu și astăzi ne-a invitat la un grătar pe cinste. Știu sigur că avem oaie, cârnați, habarna, nu știu, vedem ce mai avem, pui, nu știu. Mergem să-l cunoaștem și să vă povestească. Cred că atâtea povești domnul Gică de spus în seara asta la fiță cu Aliță. Bem și o țuicuță, un par de vin și o să fie ca în filme. Domnul Gică, o onoare. Bine ați venit. Doamne, ce frumuseți. Hai să... Așa sunt toate serile dumneavoastră aici? Nu are parte, da. Deci suntem în Mirău. Mirău, dar nu Mirău. Mirău e singura localitate. Dar de ce Mirău? Că sună așa ca și cum Mirău. Nu știu, spune legenda că, deși Mirău este unul dintre cele mai vechi sate din România, uh-huh. Iar legenda spune că pe vremea bătăliei de la Călugăreni, la sfârșitul anilor 500, turcii ar fi intrat pe valea asta. Aici suntem într-o vale, într-o depresiune, dacă ai și observat. Da, da, da. Temperatura e alta decât este foarte cea obișnuită la momentul ăsta. Și este o proprietate a străbunicii, străbunicii lumei. Am făcut dovada, pot face dovada cu acte și vreau să certific istoric că acum câteva sute de ani bunicii mei locuiau de aici. Da, fix aici. Deci pe aici au trecut turcii când s-au bătut și au fost așa înfrânți. Așa spune legenda, așa spun, da, din generație s-a transmis că satul Mirău este o vale care duce spre Giurgiu. Dacă apele de aici merg exact la bătălia de la Călugăreni și în Laștina de la Călugăreni și așa a rămas întipărit cu oamenilor din generație în generație. Am observat o chestie și chiar vreau să vă felicit, dumneavoastră faceți grătarul doar cu lemne, așa ne-a învățat și Miron Cosma, el fiind din mine a zis, băi, nu mai folosiți cărbuni, folosiți doar lemne. Și observ mie mi se pare grătarul cu cărbuni foarte toxic. Da. Ăsta e un lemn de salcâm, un salcâm pe care îl folosesc numai la grătar. Da. Deși totuși eu contest orice grătar, cred că nu este indicat să-l prindă direct carnea să fie prinsă direct de jar. Cred că ar trebui să fie o intermediere. O intermediere înseamnă o tablă ceva. O tablă, pentru nu? Că se duce fumul în ea, se imbibă în ea și eu cred că produce ceva chimic care nu este prea sănătos pentru organism. Așa cred eu. Dar totuși de la ăsta, de la cărbune la salcâm e o diferență. Una este jarul de cărbune și una e jarul de cărbune și una e jarul de salcâm. Normal, da. Dumneavoastră gătiți des? Gătesc. Am un grătar, poate pare el așa mai rudimental. Da, nu că rudimental, n-am mai văzut genul ăsta și vreau să-mi explicați ce proprietăți are. E foarte eficient. E foarte eficient, te poți învârti pe lângă el. Clar. Nu te afum. Iar a fost foarte simplu să fac un grătar așa cum fac cu toții, încorporat într-un gen șemine. Da. Și atunci bași capul, e fum, iese fum, n-ai loc pe lângă el, nu vezi bine ce învârți pe acolo. Aici e altă poveste. Te învârți pe lângă el, când s-o trece jarul, o să vezi ce frumos ne învârtim pe lângă el, vedem toată carnea, e aer, e deschis, e mult mai eficient și mai simplu. Cât de des? Economic, sigur, 100%. Cât de des vă chemați prietenii aici la un grătărel? În ultimul timp mai puțin, au început să mai vină prieteni, dar cu ani în urmă aveam aproape de 3-4 ori pe săptămână, 30, 40, 50 de persoane care veneam și făceam grătar și rămâneam mult timp în jurul grătarului. De ce nu mai așa? Cu cât avansezi în viață, cu cât te dezvolți mental și te maturizezi mental, realizezi că unii oameni nu și-au rost în jurul tău. Și te simți trădat. Pe mine m-au trădat foarte mulți în viață. Deci eu am ajuns să cred că sunt... Eu, la rândul meu, nu cred că am trădat pe cineva, mă refer așa... Grav. Grav. Nu? Așa, eu știu, fiind neatent, chestii care n-am dat atenție, probabil că sunt multiple. Se întâmplă, cazuri. Da. Dar grav să trădesc pe cineva, cineva care m-a ajutat și care mi-a adus un serviciu constructiv în viață, eu n-am trădat pe nimeni. Și dacă s-ar întâmpla lucrurile astea, nu aș fi o persoană liniștită. Nu-mi place, vreau să îmbătrânesc frumos și vreau să nu trădez în viață și să nu am două fețe față de oamenii, și chiar oamenii care vor apărea în viața mea de acum încolo. Că vor fi mulți prieteni, da, care ne vorem prietenii de acum încolo. Da, corect. Dar, bine, prietenie poate e mult spus, dar ai nevoie de oameni, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de conjunctură, fără ea nu poți să supraviețuiești și mental nu te hrănești. Eu cred că nu poți avea un creier sănătos dacă nu ai o conjunctură frumoasă în jurul tău. Și ești oameni sănătoși în jurul tău. Asta vreau să mă întreb, luați energie pozitivă de la oameni? De la unii aleg.
sunt într-adevăr că cu cât văd cum evoluează viața, vârsta, găsesc cu cât trece timpul, cu atât găsesc mai puțin. Dar îmi place să cunosc oameni care să învăț lucruri de la ei noi, deși am ajuns la o vârstă care mai rar îi întâlnesc. Adică când eram puști, eram mai impresionat de persoane, anumite persoane. Acum mai puține persoane găsesc să impresioneze. Îmi pare că am ajuns seara, pentru că și noi și dumneavoastră am avut treabă pe zi și nu putem filma așa cum trebuie balta asta. Și vreau să vă întreb ce înseamnă balta asta pentru dumneavoastră? Din câte am înțeles, dumneavoastră ați făcut-o. Eu am primit... Ați săpat-o și ați făcut-o și ați umplut-o cu pește. Eu am primit aici doar proprietatea. Da. Am refăcut casa din spate, am făcut o baltă în față, am refăcut-o, am mai cumpărat terenuri, deci acum suntem cu aproape 15.000 de metri pătrați de proprietate. Eu am primit de la bunici mai puțină proprietate. Ați mai cumpărat? Am mai cumpărat și m-am extins. Corect. Mă opresc deocamdată că e foarte greu de întreținut o proprietate, cu cât e mai mare, cu atât sunt probleme mai multe de întreținere. Domnul Gică, eu zic să stăm puțin jos până să așează focul, să aruncăm carnea. Am înțeles că ne-ați pregătit și am surpriză culinară, ca să zic așa. Am mai multe surprize. Bun. Și vreau să stăm jos, să povestim și să, nu știu, vreau să vă iau de la început până acum. Te rog frumos. Am auzit că aveți și un vin genial. Uite. Făcut de dumneavoastră. Faceți vin? Sau și cumpărați și faceți, sau cum e? Eu cred că mă pricep foarte bine la a face un vin bun. Deci, pe scurt, ce înseamnă un vin bun, cum îl faceți dumneavoastră? Ce înseamnă un vin bun? Să înțeleagă și noi, trebuie să alegi orice un strugure. Spate e bun. Deci, trebuie să alegi un strugure bun. Ce înseamnă? De la ce înseamnă un strugure bun? Ca să o luăm așa. De regulă e bună căpșunica, dacă faci, iese un roze. Da. Alegi, iei strugurile, îl pui pe o masă, da, și scoți boabă cu boabă. Știu că este de muncă, greu, da. E muncă, dar merită. Tot ce e verde, sunt boabe avortate, boabe care înverzite, care mulți le bagă prin stărucător așa și cu... Și nu e bine să bagi alea. Pentru că aia se stoarce un pic de colo, de colo, de colo, se face o acreală în care îi schimbă lui gustul. Și atunci alegi boabă cu boabă cu boabă. Mamă. Storci boabele alea bine, îl bagi într-o încăpere și vreo 6-7 zile îl ții la o temperatură de 35 de grade, cât se poate de cald. Pentru că el atunci va fermenta foarte ușor și deci foarte puternic. Deci la început la fermentare, da. După ce fermentează, îl lei și îl treci la o temperatură normală de toamnă. Da. Îl lași vreo o săptămână, două și după aia începi să-l tragi după drojdie. După drojdie, da. Trei ori. Boască sau cum să când apare, când apare frigul, gerul, dacă ai condiții să-l lași deschis acolo, să intre gerul peste el, să-l la amorțeală, așa, să-l ducă puțin la... Ai văzut cum e apa, dar să amorțească. Da, da, da. E, în momentul el se filtrează natural. Și după aia trece vreo lună jumate, vreo 6 săptămâni, așa se zice că ar fi corect, și să vezi vin adevărat. Dacă faci, dar nu îl filtrează, nu? Nu folosiți... Nu filtrează. Nu. De asta, dacă îl geruiești bine, îl filtrează. Da, natural. Da. E aproape filtrat. Da, și îl ții, îmbărânesc într-un beci la rece? Îl ții într-un beci la rece și ține, dacă nu bagi nicio substanță în el, ține toată iarna și până în primăvară, când începe să iasă căldura, dacă nu ai condiții foarte bune, gata, se strică. Oricum, gustul lui cel mai bun e până în primăvară. Da, corect. Dacă nu pui în el nimic, dacă faci în el tot felul de prostii, ai destul. Damigeană sau butoiul ăla de inox, ce se poartă acum? Acum, în ultimul timp, cred că ar fi mai indicat un butoi de inox sau, eu știu, de aluminiu, cu toate că sunt și acolo destule discuții pe tema asta, da. Dar nu mai este indicat butoiul, sau poate un butoi nou și bine pregătit de stejar, eu știu, de lemn. Da, de lemn, da. Pentru că dacă sunt din astea vechi, după ceva ani se... Da, și gustul și mirosul. Schimbă și... gustul, da. Nu poate întreține, nu poate fi întreținute mulți ani. Domnul Gică, vreau să stăm jos ca să... Te rog frumos. Deși dumneavoastră sunteți gazda, vreau să stăm jos ca să... Cam multe întrebări pentru dumneavoastră. Vreau să ne întoarcem puțin în timp și să începem cu anii 80. Când dumneavoastră ați venit în București, și vreau să ne amintim puțin momentele aia, de unde ați venit dumneavoastră în București? Prin anii 80 eram aici, exact pe locul ăsta. Aici, nu? Am avut o casă undeva puțin mai în spate, vreo 15-20 de metri. Deci aici m-am născut, aici am copilărit. Am plecat la București prin perioada 84, destul de nepregătit pentru a întâmpina ceea ce eram așteptat la București și destul de nepregătit, un copil naiv de la țară, numai că aveam ambiție în mine și aveam determinare de a cunoaște necunoscutul. Destul de periculos pentru vremea aia. Într-un final, cred că fericit, n-aveam de ales. Da, da. N-aveam de ales și cred că a ieșit bine. Cât de
determinat și motivat erați în momentul în care ați ajuns în București să ajungeți sus? Când am ajuns în București, nu aveam de ales, a trebuit să mă angajez. M-am angajat, aveam unii care aveau o echipă de șantier și nu aveam de ales, acolo m-am angajat, am muncit vreo un an de zile, făcusem o convenție cu el să mă lase să mă duc și la antrenamente de fotbal și la munca șantierului. Am construit magazinul Titan de la parter, de la fundație până la ultimul etaj, din vreo 4-5 etaje, de câte îmi amintesc. Da. Vă regăseați în munca asta de șantier? Nu mă regăseam, dar n-aveam de ales. N-aveam de ales, am construit de împrejurări. După scurt timp, da, a trebuit să schimb, să fac schimbări. Și atunci a trebuit să ies. Am avut ocazia să cunosc fotbaliști de la Steaua, mai precis pe Belo. Cum l-ați cunoscut? Am fost telist de mic și mă duceam la antrenamente. Erau multe grupe, da, de juniori. Da. Eu eram tot timpul între două grupe. Grupele lui Ilie Dumitrescu și Dan Petrescu. Era Petre Mihai și Și începusem să merg să fac pregătire cu ei. Mi-era destul de greu pentru că veneam de la țară, ei deja aveau vreo 5-6 ani de pregătire, de educație sportivă, de pregătire fizică. Dar mă înțelegeau și mă apropiau de ei câte un pic. Mergând pe acolo, pe la Steaua, am început lumea să mă confunde cu Belo Dedici, că aveam o fizionomie din lateral și din spate, eram garantat Belo Dedici. Da. Din față era dubioasă, treaba, nu știau dacă sunt eu sau el, dar din spate și din... Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu pe stadion. Serios? Și să strigă pe mine, Belo, am întors, nu știau ce să spună. Și am zis, nu sunt Belo, dar suntem prieteni, dacă e nevoie, spune mie despre ce vorbim. Și faptul că semănați cu Belo, da, deci v-ați apropiat. Ne-au forțat împrejurările astea să ne împrietenim, da, și de acolo am rămas prieteni prin 85-86, de când a câștigat Cupa Campionilor din perioada aia. Da. Și suntem prieteni și în ziua de astăzi. Am un respect deosebit pentru el, este un om care pe mine mi-a fost un idol și atunci și rămâne și acum. Am o întrebare. Ați mers cam un an de zile pe șantier. Când s-a produs ruptura cu șantierul și a zis, bă, nu mai vreau, eu simt că pot să fac și altceva, vreau să evoluez. Ce a urmat? Mergând prin centru am văzut că se pot face bani în centru. Opa, astea îmi plac. Hai să detaliem, astea da, sunt frumoase. Mergând prin centru, pentru că n-aveai ce să faci în București decât să ieși în oraș, să te duci la cofetăria Scala și să mănânci o prăjitură, acolo era cam de marcă, și să mergi pe bulevard sau pe la CCA prin zonă, unde erau multe cinematografe, să vezi un film. Da. Am realizat că unii vindeau bilete la negru, așa cum stau omul la coadă, erau cozile foarte mari, trebuia să stai, eu știu, jumătate de oră, o oră, și atunci îți făceai o intervenție, o caseriță, o cunoșteai, o convingeai, îți vindea mai multe bilete și după aia le revindeai. Și după aia le revindeai tu. Și dacă o țineai așa vreo jumătate de zi, făceai o jumătate de salariu cât făceam eu la... Îți dai seama că m-au tentat lucrurile și oricine ar fi făcut. Important să aveai tai tupeu și erau și grupări în care pătrundeai mai greu. Adică dacă nu te țineai puțin bine, erai eliminat. Și după aia... Și ați început să faceți bani mai pe românești. Am început să fac bani, am început să-mi placă cluburile de clasă de la vremea respectivă, restaurantele de clasă, erau restaurante puține, nu ca acum. Acum sunt multiple, acum sunt tot felul de cluburi de... Cum era cu ambasadorul restaurantul? Ambasadorul era un restaurant unde era o formație, erau balerine, era program care se intra pe recomandare și care nu intra oricine. Stați că am și o surpriză pentru dumneavoastră. Eu reușeam să intru, reușeam să am masa mea și reușeam să urmăresc programul cap coadă. Am o poză de la mijlocul anilor 80 cu dumneavoastră la ambasador, cu un prieten, nu știu cine, poate îmi spuneți dumneavoastră cine era. E un coleg de clasă din sat. Deci ăsta era unul dintre restaurantele pe care dumneavoastră le frecventați, dar care era mai așa, mai exclusivist, cu circuit închis, nu intra oricine aici. Acolo era la ambasador în 87. În 87 ambasadorul era unul dintre primele restaurante din oraș. Erau vreo 4-5, mai multe nu erau de seară. Din ce vedem aici, pe spate, formația, nu? Cum erau restaurantele înainte? Șprițul alb, frumos? Nu știu, erau mai... Era altfel, era mai tradițional, era mai... Uh-huh.
simțeai că simțeai mergi la restaurant, nu? Simțeai că mergi cuvântul. La restaurant, nu e ca acum. Așa îmi spunea și tata. Simțeai că mergi la restaurant, simțeai că ești respectat, în primul rând, aveai, atât timp cât primeai o masă și erai servit acolo, erai respectat. Care era mâncarea preferată? Ce mâncați? Așa mai... Pe vremea nu erau mâncăruri așa sofisticate care le găsești prin marele restaurante din zilele de astăzi, erau... Friptură. Tradiționale, da, friptură, nu? Ceafă de porc, cartofi, șprițul, șpriț, apă minerală și cam asta era, dar era atmosfera, era... Dansa lumea, nu? Oricine, deci crede-mă, gândiți-vă că erau 4-5 restaurante în București, în condițiile în care în București erau câteva milioane de locuitori. Da. Și la 4-5 restaurante câtă lume putea merge într-o seară în oraș? 300 de oameni. Da. Deci 300 din cât 2 milioane de locuitori... Era o facilitate. Vreau să-i spun alor mei că am complotat cu membru al familiei dumneavoastră și m-am pus mâna pe niște poze ca să vadă lumea. Ai o poză veche de vreo 37-38 de ani. Până aproape de 40 de ani. Ai o poză de aproape 40 de ani. Așa, o poză de aproape 40 de ani cu legenda Stelei și a României, jucătorul care a câștigat două Cupa Campionilor în perioada aia, cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad, Belodedici, marele nostru fundaș central, chiar că semănați. Vreau să mai le arăt alor noștri, uite, încă una cu Belo. Asta de direct e o poză din 1989 de la Belgrad. Belodedici deja se transferase la Steaua Roșie. Da, deja era, nu câștigase Cupa Campionilor. Încă în 90 a câștigat. Deja atunci a început să aibă drept de joc, pentru că primul an, când a plecat din țară, că toată lumea spune că a fugit din țară, a plecat, n-a fugit. Primul an a fost suspendat și după aia... Deci asta e de la Belgrad. Foarte tare, domnul Gică. Așa. Și vreau să le mai arăt o poză și vreau să discutăm un pic pe poza asta. O poză cu niște oameni foarte grei și importanți ai României la masă. Uitați-l pe domnul Gică, ce italiano vero era aici. Oricum, vreau să vă fac un compliment frumos, vă mențineți bine. Sincer. Dacă mai trec vreo două, trei rivelioane, fac sunteți 60. Sunteți un bunic cool. Un bunic cool sunteți. Da, mulțumesc. Deci aici am poza asta, dragilor. L-avem pe domnul Steliano Gică alături de Nicu Gheară. Omul de afaceri, domnul Nicu Gheară, și de... Bunează Augustin. Da, Augustin, marele fotbalist. Marele fotbalist al lui Dinamo. Și lângă domnul... Era un prieten de al lui Nicu Gheară. Da, am înțeles. Bun. Aveți foarte multe aminte din perioada aia. N-am făcut. Vă dați seama că astea sunt niște poze care mi-au scăpat așa întâmplător, că pe vremurile respective nu se făceau poze. Veneau fotografii și se făceau poze când te prindeau prin local. Dar nu... Și aici iar o nu poză. Aveam aparate cu noi, nu aveam telefoane. Nu existau paparații, nu existau televiziune. Și aici o poză din 1996, de la tot de la ambasador. Și ca și distribuție așa, Gică Craioveanu, Ilie Balaș, Victor Becali, din ce am văzut eu, Ioan Andone, domnul Nicu Gheară, iarăși domnul Augustin, Ilie Dumitrescu, o brigadă incredibilă. Cum reușea să intrați? Nu, e greu să explici. Că în lumea asta bună. Mi se poate de multe ori întrebarea, cum reușeam? Nu știu. Anturajul. Era de așa natură încât te... Ăsta era anturajul la vremele respective. Succes la femeia aveați? În anie? Mai mult ca acum. Oh! Mai mult ca acum. Păi acum ați însurat? Pentru că... Nu mai merge. Acum sunt un bărbat însurat și ar trebui să vorbesc mai puțin despre tema asta. Dar totuși, vorbind despre amintiri, ar trebui să fii deschis. Erau alte vremuri, alte viziuni ale vieții, ale oamenilor, alte femeile. Femeile erau mult alte. Deci acum sunt foarte schimbate. Și foarte diferite. Atunci erau altfel. Mult altfel. Ce înseamnă erau mult altfel, domnul Gică? Dacă o femeie te plăcea, te plăcea așa cum ești. Nu te nu căuta să ai cașcaval, nu te căuta în buzunare, nu te căuta în familie, nu te căuta în trecut, nu te căuta în nimic. Pur și simplu. Place, cum spuneți. Era sclipirea aia. Te plăcea, te îndrăgosteai în trei zile. Te luai. Era și mai seriozitatea mai mare. Eu mi-aduc aminte că am avut niște experiențe. Cunoșteam o femeie, o fată, prin vară, la începutul verii, și când se luau vacanțe. Și doar ne cunoșteam, întâmplător. Da. Se întâmplau diferite motive. Și îmi spunea, mai am trei zile și plec acasă. Erau majoritatea din țară, din provincie. Da. Studente prin București. Și ne dădeam întâlnire, pe 15 septembrie veneau toți. Ne dădeam întâlnire pe 16, pe 17, la ceas, la universitate, pe 16 la ora 3 la universitate. Din 10 experiențe de genul, dar rândul timpului, cred că 8 au venit după 8 luni de zile. Acum nu mai vine nici ultimele 5 minute, te amână dacă îi se ofere ceva mai... E greu cu femeile în ziua de azi, domnul Gică.
Pentru mine nu e greu că nu mă mai interesează, dar am ce-mi trebuie și mă opresc aici. S-au schimbat mult oamenii din perioada aia față de oamenii de acum? Foarte. Sunt diferențe mari? Pentru mine nu mai are nicio treabă. Eu de multe ori trăiesc așa dintr-o inerție, curios de a trăi și să văd unde cum evoluează oamenii și unde vor ajunge oamenii. Dar parcă mai dulce era viața pe vremea. Poate că eram naiv, eram needucat, eram necizelat, eram nepregătit pentru piața respectivă și pentru ce mi s-au... Pentru ce oportunități am avut și ce facilități, eu am avut și facilități foarte mari. Deci eu la Revoluție eram aproape de familia Ceaușescu, aproape, în conjunctura familiei. Da, da, da. În, nu da. Aproape, pot să spun, dar ne întâlneam singur acolo, cu da, membrii lor, cu, eram... Cu Nicușor, parcă aveați dumneavoastră... Nu, cu Nicușor mai puțin, aveam un prieten care îl cunoștea foarte bine și... Pe Valentin, mă scuzați. Valentin, Valentin m-a chiar scăpat de armată. Valentina, într-o rugăminte a mea la Belodedici, am insistat să mă ducă la Valentin la Steaua când venea, să-i viziteze la Steaua și Belo zice, uite, un prieten de-al meu joacă și el pe aici fotbal, nu e pregătit acum, dar cred că o să se pregătească și o să fie mai bine, dar trebuie să le iau ăștia armată și vrea să prelungesc. Păi dacă e prietenul tău, Belo, hai cu noi în birou și a dat un telefon pe acolo și... Nu mai m-am luat niciodată militar. Apropo de armată și ziua de azi, bine. De armată de atunci. Bine, asta s-a întâmplat înainte de Revoluție. Da. După aia a venit Revoluția, nu știu cum a fi fost pe acolo notificat că nu mai m-a chemat și tot așa am scăpat de armată. Da, n-am mai făcut armată. Cu toate că nu știu dacă a fost o soluție bună sau rea, dar n-am mai făcut-o. Din perioada aia frumoasă, dulce, de care ne vorbiți atât de frumos, aveți vreun regret mare? Ceva am ce... multe regrete. Dați-mi eu, așa, bine, două exemple. Am multe regrete, dar... Să învățăm și noi din... Pun viața într-o balanță în care aș fi putut fi la un pas să fiu mult mai departe în viață decât sunt acum și cu toate că acum sunt destul de bine. Am o familie, am o fată, am un nepot, am tot un ce vedeți în jurul meu, trebuie. E făcut de mâna mea și pe propria mea moșie, pe propria mea proprietate din bunic, străbunic în străbunic. Un ginere, deci am spus o fată, un ginere, o familie, un nepot. Puteam fi mult mai departe ca o poziție socială, mult mai departe. Dați-mi un exemplu la, nu știu, oportunitate pe care dumneavoastră ați ratat-o, i-ați dat cu piciorul. Păi am dat, eu, în viață n-am dat toată cu piciorul, cred că am dat de vreo câteva sute de ori. Deci eu am fost un gen de om care am pierdut, pe fiecare zi pierdeam un tren. Deci dar de ce? Erați rebel, erați... Rebel, da, foarte da? Rebel, dar pierdeam un tren, consider că am pierdut un tren aproape pe fiecare zi. Mie mi-a trecut foarte mulți bani prin mână la Revoluție și preajma Revoluției. Mulți bani. Și puteam să am mai mulți bani decât toți miliardarii care au acum. Serios? Dacă aș fi avut banii ăia, poate eram alt om, poate aveam altă viziune de viață, poate nu înțelegeam niciodată viața. La pentru Revoluție... că dacă ai bani, cam greu înțelegi viața. Că toată lumea te chiardește, toată lumea te pupă, toată lumea te respectă, toată lumea te salută, datorită faptului că tu ai bani. Dar eu sunt undeva unde nici nu duc lipsa banilor, dar nici nu sunt vreo milionar și atunci sunt undeva într-un echilibru și aici simt foarte ușor cum relația între mine și cei din jurul meu. Din ce am înțeles, când a venit Revoluția dumneavoastră aveați foarte mulți bani pe dreapta, nu? Nu, pot să spun că după Revoluție imediat am făcut bani. Da. Atunci, în perioada aia, eram undeva cu bani în buzunar cât aveam eu nevoie pe vremea aia. Cum ați făcut banii imediat după Revoluție? Am plecat la sârbi, am făcut tot ce se putea face. Câștigam mai mult decât... Eu cred că foarte puțin oameni au câștigat bani mulți după Revoluție în primii 2-3 ani. Iar eu în primii 2-3 ani puteam câștiga medie, hai să dau așa un exemplu, să se înțeleagă pentru toată lumea. Deci aș fi putut câștiga, nu câștigam de fapt, nu că aș fi putut câștiga, câștigam, hai să zicem așa, un apartament pe săptămână. Mamă mea! După Revoluție. Păi și ce făceați cu banii? Sunt curios. Gagicăreală, șpituri? Ce făceam? Nu v-am spus că nu era club șmecher din București unde nu eram primit, nu era restaurant unde nu eram primit, nu era... Balerine. Mai scăpam câteodată. Mai scăpam, ce frumos a spus. Ce să-ți fac? Ești bărbat și... N-ai, te tentează. Mă tentau în împrejurările și n-ai cum să eviți. Dacă ai venit la mine, hai să ne ocupăm puțin am de grătar. Am atâtea întrebări, dar trebuie să stăm acolo, că am văzut și eu că focul s-a așezat și e păcat să ratăm. Să stingă focul. Dar care e treaba? De exemplu, la lemn se stinge mult, focul e mult mai moale, cum să zic așa, nu? Se stinge mult mai repede, nu? Nu e ca la cărbune. Aparent se întâmplă asta, dar să știi că o să putem face o jumătate de vițel pe focul ăsta care este aici. Ce avem în meniu, ca să zic așa? Aici în meniu avem o pastramă. Bun. Să nu spuneți că și pe aia o faceți tot dumneavoastră. Păi, am învățat de toate. Viața m-a învățat să fac aproape totul. Nu le-am știut, m-am născut complet
nepregătit, necunoscător, neșlefuit și m-au forțat împrejurările, viață. Normal, normal ar trebui să fac altceva. Ar trebui să-l dau jos ca să pot să pregătesc ca lumea. Vă ajut cu ceva? Dau și singur. Și, și acum îl curățați, nu îl pregătiți? Nu te mai frige, că ești fript de el. Da. Aranjăm puțin șarul ăsta. Dragilor, e și o lecție de făcut prea... grătar, în aer liber. Taie, te ajută altfel, te poți învârti pe lângă el, îl vezi, dacă erai băgat în... Deci recomandați modelul ăsta de grătar. Eu îl recomand, e foarte eficient, ăsta făcut. Domnul Gică, ce tare, momente grele, dar grele, rău de tot în viața ați avut? Cumpene, cum s-ar spune? Foarte multe. Foarte, foarte multe. Îți spuneam mai devreme că au fost, dar au fost depășite. Atât cât au fost depășite, pot să spun că nu mai sunt grele. Sau nu au fost grele. Dar analizându-le în conștiința de cauză, cred că am avut momente foarte, foarte grele. Eram cu prietenul meu, cu Dorel Cartofaru, cerebru cunoscut. Îl cunoaștem, normal. Dorel Cartofaru, patronul de la Rezident Rahova, de la Pucheni. E prietenul meu de viață. Eram cu el militar undeva la prietenii noștri din militar, constructorii, și eu am alergat să prind o mașină printre niște blocuri unde se construiau. Și era o grindă așa în față, plină de țepe. Foarte, foarte multe țepe ridicate în sus. Mamă. Iar eu eram acum vreo 15 ani, eram mai tânăr, eram mai abil. Mi-am făcut din inerție, am vrut să sar și m-am împiedicat. Deci în momentul ăla când eram în aer, am văzut jos toate țepelele așa. Nu știu cum să trag capul și cum a ajutat Dumnezeu, m-am răsucit. Mi-a intrat țepele, uite ce m-au zgâriat toate și pe coaste. Și pe spate. Și acum, dacă ne uităm atent, sunt niște urme, că se amuzau toți pe tema asta, că ăla e obeu de 8, ăla e de 6, ăla e de 10. Glume de golan. Glume de golan. Da. Pe care mine m-am amuzat și, deși situația a fost foarte critică, că puteau intra ale prin mine și buneam în fiecare. Dacă era să picați așa pe burtă... M-am răsucit și în momentul când m-am răsucit, cred că răsucindu-mă le-am culcat puțin, după adnicile erau de 8, de 9, de 8, de 10, că nu sunt de 9, 8, 10. Și am scăpat printre ele, dar m-au jupuit. M-am ridicat de acolo, m-am dus, m-am spălat, m-am șters, m-am dezinfectat de țepele alea și v-am mers mai departe. Și zi, astăzi vă invit la mine. La noi, la grătar, la dumneavoastră la grătar. Plecând de la ceea ce a spus, vă considerați un om norocos în viață? Sunteți un om norocos? Atât timp cât, având în vedere de unde am plecat, de la ce nivel am plecat, adică destul de un nivel de... Jos. Jos, de foarte de copil jos, amărât. Copil foarte amărât. Eu cred că în copilărie cel puțin 30% din zile nu am mâncat. Cel puțin 30%. Așa, am avut perioade în care chiar pur și simplu în ziua aia nu am mâncat. Mi-aduc aminte că mă duceam de multe ori la antrenamente și când plecam de la antrenamente, dacă prindeam un prom din ăsta fructifer, care pe vremuri prom fructifer nu erau decât porcoduși pruni, mâncam ceva ca să am în stomac, să pot să am puține deci energie. Multe neajunsuri în copilărie. Da, multe neajunsuri, având în vedere unde am ajuns și de unde am plecat, trebuie să spun că sunt norocos. Dacă eram atent, eram multiplu norocos sau foarte norocos. Despre perioada aia cu... Veniți dumneavoastră aici, domnul Gică. Așa, vreau să vă întreb, eu o să vă ajut. Despre perioada aia cu lotul, cu care e treaba până la urmă? Cu lotul, cu biletul la câștigător. Un interes foarte mare. Bani. Mulți la mijloc, pe vremea aia, în 23 de ani. Un milion de ani atunci. $1.000.000 într-o hârtie simplă, norocoasă, câștigătoare, rămasă într-un litigiu între mine și SPP-istul respectiv, ar trebui să se rezolve pe o cale judecătorească și pe un proces civil, pentru că orice persoană care revendică un premiu, două sau mai multe, din orice motiv nu se înțeleg, se revendică în instanță. Deci după 23 de ani dumneavoastră în continuare susțineți că era biletul dumneavoastră. Nu că susține, da. Toate argumentele exact. Și dosarul așa spune. Uite, vă mai dau un exemplu, există un profesor care îl cunoaște toată lumea, celebru criminalist Dorel Butoi, care îmi cunoaște situația foarte bine și dacă îi cereți o părere, m-ar surprinde. Susține.
m-ar surprinde și pe mine să spună că n-am dreptate, pentru că am avut discuții pe tema asta și știu că cunoaște foarte bine cazul, iar eu nu am decât o nedreptate făcută în acel dosar. Întrebarea mea este... Pentru că au fost niște bani la mijloc și s-au vrut banii cu orice preț. Acum 23 de ani, $1,000,000 avea o valoare o jumătate de piperă aia, cât că puteai cumpăra. Wow. Dar atunci ați mai câștigat? Am câștigat de multe ori. Da, pentru că acum mai jucați? Odată de câteva ori individual, să zicem, da? Și de mai multe ori în... La comun? La comun, da. Lucru pe care mi l-aș dori să reîncep o... Mi-aș dori să reîncep o acțiune, să găsesc niște prieteni care sunt dorniți să jucăm, eu garantez că vom câștiga premiul întâi. Și deci, la premiul întâi sunt destule. Dumneavoastră, acum garantați că putem câștiga în masă? Dacă facem bilete așa? Eu cred că da. Nu foarte mulți. Eu știu, 30, 40, 50 până într-o 100 de persoane cu o sumă nesemnificativă. Eu zic că garantez, facem experiment... Că se poate câștiga. De birou, că în, pe schema care le știu eu și pe... pe deci nu pe 6 din 6, nu pe doar 6. Pe o variantă... Pe o schemă, da. Cu mai multe... cu multe numere. Adică se poate juca, știți foarte bine, de la 6 la 49. Da, 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 exact. Fiecare număr are o altă valoare. O să lăsăm o 6. Care erau numerele norocoase ale dumneavoastră? Da. Și au și acum, bănuiesc, care sunt? 13, 14, păi nu știu dacă sunt. Nu, nu. Sau pe care le jucați cel mai des? Nu, obișnuiam să joc în ultimul timp. Uite, de exemplu, ce dată suntem azi? Astăzi suntem, nu știu, 17, nu? 17, da. Da, la ce oră e acum? 20 și 44 de minute. 20, de 17-20, 20-44. 17-20-44. Numerologie, practic, faceți dumneavoastră. Ar putea fi o soluție. Credeți în chestia asta cu numerologie? Ce vârstă? Ce zi ești născut? Sunt născut pe 14, în 1984, 07. Adică 7, luna 14? Iulie. Da. Ne mai știți mai devreme... 24, a spus, sau 20, 44. 17, deci ar putea fi așa, 14, da, care este numele de da. 17, că e ziua de astăzi, da. 20, 20, că e ora 20, da. 44, că erau minutele, 4, da? Că era așa, și mai punem 45, că în toată discuția s-a mai făcut 45, exact. 6 numere, ar, dacă... am jucat cu tine o variantă, vezi? Da. Mâine, să zicem că se extrage, da? Da. Și aș putea să joc, să zic că el, bă, pe dacă jucai cu mine... Colegul Paul. Eu eram născut pe 18, că n-a fost 17, uh-huh. A fost 18. Și uite așa, dacă există... Eu, asta e modul de a alege numele. Da, 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 da. Deci acum asta, nu asta înseamnă este, că da. E o garanție că și câștigi. Asta, da, da. Sunt milioane de variante și e greu să câștigi. Adică să nu credeți că e foarte simplu. E foarte greu. Există niște variante, eu am niște scheme. Dacă intru pe ele și le multiplic, da. Eu așa cum știu, șansele sunt, nu mai sunt 1 la 1 milion, sunt 1 la... Hai să vă dau un exemplu. Da. Deci ai 1, 49, da? Dacă te uiți pe urmărești toate extragele anterioare, o să vezi că au ieșit de la 15 la 40. Ce înseamnă? Nu s-a mai jucat. Dacă tu ai fi avut o variantă între 15 și 40, între 15 și 40 înseamnă 15 odată 25, înseamnă 24 de numere. Deci tu ai jucat 6 din 24. Da. Adică ce înseamnă? În extragerea a ieșit între 15 și 40. Și dacă jucai atunci, tu dacă joci între 15 și 40 o lună de zile la rând aceleași bilete, tu o să vezi că într-adevăr între 15 și 40 vei găsi o variantă. Uh-huh. Și atunci tu practic ai jucat, dacă ți-ai mental în chestia asta, ai jucat între 6 din 24. Deci asta trebuie calculat, analizat, nu e așa. Probabilitatea e mult mai mare, da. Mult, adică excesiv de mare. O întrebare, în afară de loto, ați avut vreun viciu de ăsta, eu știu, casino sau niciodată. Pariuri sportive sau chestii de astea? Sunt împotriva casinoului. Da? Uh-huh. Sunt împotriva jocurilor la de noroc în general. De noroc. Adică mă refer, sunt împotriva păcănelelor, da. Sunt împotriva pariurilor sportive. N-am jucat niciodată. O singură dată a fost o excepție publică care aia era de o altă da, natură. A fost o, da, da, exact. A fost de altă natură. Dar nu joc pentru că dacă mă uit în jurul meu, am avut foarte mulți prieteni care s-au asociat cu astfel de vicii
și sunt zero. N-ai cum să câștigi niciodată în, la loto, da. La loto ai o altă variantă. La loto ce faci? Bagi un milion. Bun, ai băgat un milion, joci 10 bilete. Ies, nu ies, rămâi cu milionul pierdut. Da, da. Dar la păcănele intri cu 100 de milioane și pleci zero. Domnul Gică, vreau să vă arăt și eu o schemă. Când eram mic, furam găini. Lasă-o, mă, că vreau să-i arăt, domnul Gică. Vreau să-i fur găina. Te-ai băgat aiurea. Păi și eu am mai făcut asta. Mai furam și găini ca aiurea. Copilăria e grea. Din greșeală am mai făcut și eu de asta. Domnul Gică, vă considerați un om norocos când vine vorba de soția dumneavoastră? Atât timp cât am acceptat și am cerut o căsătorie și am dus la capăt, la bun sfârșit, această căsătorie, cred că sunt un om norocos. Am mult de muncă cu ea, pot să o numesc un copil, pentru că e o diferență foarte mare de vârstă între noi. Trebuie să fiu foarte atent cu ea, pentru că e un copil cu multiple calități, dar trebuie o instrucție bună. Vreau să mă întreb ceva. În momentul ăsta, considerați că doamna este un bilet câștigător? Poate fi uneori în viață între un bilet mare câștigător și o femeie de calitate, ar fi o mai bună soluție femeia de calitate decât biletul câștigător. Dânsa nu poate să apară, dar vreau să-i mulțumim personal pentru că a pregătit carnea, ne-a pus și un mizilic înainte și nu știu. Are o meserie pe care nu vreau să o asociez, da, cu viața publică. Are, știm, o meserie și... în care are toate posibilitățile, toate șansele să ajungă un arbitru de fotbal. Și... noi sperăm să dea Dumnezeu să ajungă la... un arbitru FIFA și de marcă. Ce înseamnă la loca pentru dumneavoastră? Și acum automat și nepoțelul pe care l-aveți. Mai bine întreabă-mă de nepot. Fii mea semnă foarte mult pentru mine, normal că e copilul meu. Dar pe lângă de multe bucurii mi-a adus și multe probleme. Cel mai mândru sunt acum de nepot, pentru că e nevinovat și nu mi-aduce numai bucurii. Dar Luca mai lasă-o mai ușor, că s-a maturizat și cu cât se maturizează, cu atâta. Gândește că am muncit 10 ani împreună la 3 cartiere rezidențiale pe care le-am construit împreună. Au fost destule acolo, clinciuri. Așa că vă seamănă la temperament, la caracter, Luca? E peste. Dar nepoțelul? E, cred că e singura ființă din viața asta care nu am avut niciodată nimic în contradictoriu. Deci chiar cu copilul ăsta n-am avut niciodată nimic în contradictoriu. Și am observat că este un copil încăpățânat, foarte energic, foarte ambițios. Cu maica sa, cu taica sa, o intră în conflict, dar cu mine nu. Niciodată. Pune capul în jos și vine și... Fiind fiul celebrului fotbalist ropotan, le știi și cu mingea? Bine, e foarte mic acum, cât are? 5-6 ani bănuiesc. Aici am alergat ore în șir. Deci eu nu... Bine, nici nu mai am vârsta, dar nu am puterea să mă țin după el, făcându-și el nebunia cu mingea. Deci e disperat după minge. Pot să spun că sunt un autodidact. Uh-huh. Eu pe mine nu mai instrui nimeni. Da. Pe mine nu mai educa nimeni. Da. Deci mi-a trebuit, mi-a trebuit ani ca să mă instruiesc și să mă autoeduc. Deci mie mi-a trebuit ani. Că dacă eram educat și instruit, aveam 15-20 de ani, 30 de ani în față, poate. Da. Dar a trebuit să trec printre perioade și să mă... Și atunci e foarte greu, dar eu am făcut-o nativ. Da. Nu mai am primit de la nimeni lecții, cum să mănânc, ce să fac, cum să merg, cu cine să vorbesc, cu cine să intru în conflict, cu cine nu. Știu eu tot ce am de făcut. Niciodată nu-mi plac conflictele dacă nu am vreun interes sau dacă nu am dreptate. Ce relație ați avut cu părinții dumneavoastră? Părinții mei au divorțat. Când erați micuți? Când eram foarte micuți, adică la nașterea mea. Eu am rămas la bunici aici, mama s-a recăsătorit și a făcut altă familie. Avem o legătură foarte bună în momentul de față. Tata a murit. Am și eu pe suflet o neliniște, dar nu mai vreau să intru în amănunte. Pe scurt de tot. Care ar fi? Așa, scurt, am dacă puteți. Am o relație care părea foarte frumoasă cu frații și n-am prea o înțeleg de ce, dar s-a pierdut și cred că e aproape complet pierdută. Lucru că mă doare, că aveam doar de câștigat, atât eu cât și ei. Fiind și împreună, bănesc că niciodată nu v-ați dori să pierdeți de regulă, legătura cu ei. Oamenii se unesc și se grupează pentru a învinge. Ai mei s-au degrupat toți. Nu știu de ce, n-am înțeles niciodată. Poate se uită la emisiunea noastră, la episodul nostru și eu știu... Nu cred că se mai poate face nimic. Îmi pare rău, mă doare. Când stau singur... Mi-ar plăcea să aveți o relație bună cu frații noastre. Când stau singur, nu cu toți. Deci sunt mai mulți frați, da, și nu mă o fac, parte din fac referire la toți. Da. Mi-ar plăcea foarte mult să... Când stau singur și intru așa în amănunte, mă doare chestia asta pentru că
oricum, dacă analizezi la liniște, un frate totuși e frate și ar trebui să te respectă, să-l respecti și să te, pă, măcar așa, fără prea mari eforturi, să simți un sprijin din partea lui. Așa este. Dar uitați, dacă, de exemplu... Și să comunici, pentru că orice chestie se poate rezolva, în orice situație, eu sunt o persoană care, oricât de grave ar părea lucrurile, pot comunica cu persoana respectivă până ajunge la o înțelegere ca să depășim acel moment. Dacă persoana respectivă e dispusă să comunice. Deci sunt dispus la comunicare și sunt foarte deschis. Da, da, da. Da, ca lucrurile să meargă bine. Pe tatăl dumneavoastră l-ați cunoscut bine? Ați apucat să-l cunoaște? Da, l-am cunoscut. Tata a murit în perioada când venim, m-au arestat cu biletul atunci când a fost marele scandal. A făcut un accident cerebral, s-a agravat, pe mine m-au arestat și în timp ce eram în timpul închisorii, el a murit. Crezi că ăsta și un motiv? Nu mi-au spus, nu mi-au dat voie să merg să-l văd, nu mi-a... S-a consumat mult tatăl dumneavoastră în perioada aia când a fost arestat? Poate a fost și ăsta un motiv, nu știu. Dar în timpul ăla a făcut accidentul cerebral și așa a ajuns, s-a agravat până a ajuns la deces. Deci a zăcut vreo 3 luni în care eu am fost arestat. Dacă, de exemplu, printr-o minună tatăl dumneavoastră ar fi acum aici, ce i-ați spune? Primele cuvinte? Sau ce l-ați întreba? Da, vezi, aici e o poveste... Da, nu știu dacă pot eu să explic la ceea ce pot să simt. Tata, eu nu prea am crescut cu tata. Tata a divorțat de mama, eu am rămas la bunicii lui mama. Da. Mama... S-a recăsătorit și o vedeam mai des. Tata îl vedeam foarte des. Venea din când în când și mă vedea, dar venea foarte rar. Dar cât a trăit și cât a fost, eu mi-am dorit tot timpul să-l văd. Am simțit tot timpul că n-a uitat niciodată de mine. Adică își refăcuse familia, avea trei copii, avea o familie. Dar știa că dar din când în când venea să mă vizionează pe mine. Adică nu m-a abandonat niciodată. M-a ajutat cu tot ce se putea ajuta pe vremea respectivă, dar nefiind împreună, vezi... A fost o mică răceală, așa, sau nu știu, o neîmplinire. Mă doare că acum nu este, poate că aș fi putut vorbi cu el. Păi asta vreau să... Ce ați fi spus, de exemplu, dacă era acum? Așa, primele cuvinte. Aș fi regretat situația în care... Eu cred că sunt o mașină... Eu puteam fi o mașinărie... perfect, mult mai perfectă sau mult dacă mai... Dacă erau ambii părinți lângă dumneavoastră? Dacă erau ambii părinți lângă mine, ce da. Ce frumos! Eu cred că dacă superb. Ambii părinți erau lângă mine și îmi dădeau minima educație și minimul sprijin, cred că eram o mașinărie de nemis. Completă. Completă, da. Dar bunicii ce au însemnat pentru dumneavoastră? Pentru că ei v-au crescut. Bunicii... Chiar așa, cu multe neajunsuri. Când i-am avut, nu prea i-am prețuit. Ce frumos. Când nu-i mai am... Foamă, ce frumos e asta! Îi prețuiesc foarte mult. Când i-am avut, eram tânăr, eram mic... Nu vă dădeam seama ce înseamnă. Nu vă dădeam seama. După ce nu mai sunt de vreo 15 ani, de câte ori mi-amintesc de ei, devin așa nostalgic și îmi dau lacrimile. Și mă gândesc cu... Îmi pare rău că n-am făcut mai mult. Acum mă simt vinovat că n-am făcut mai mult pentru ei. Și, bine, asta nu înseamnă că am uitat de ei, asta nu înseamnă că n-am fost lângă ei. Da, 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 da. Dar parcă se putea mai mult. Bine, da. Nu le-a lipsit nimic, au ieșit la pensie, au locuit aici undeva. Adică n-a fost două persoane care nu aveau ce să pună pe masă, au avut tot timpul ce să pună pe masă de când au fost tineri și până au murit. Domnul Gică, vorbeați de plâns. Au fost momente când ați plâns în viața asta? Adică rare, desea? Plâng. Bă, nu știu. Plângeți? Cel mai bine așa vă descărcați? Dacă vreodată aș ști că e sfârșitul... mi-ar veni sfârșitul, aș căuta să văd filme de dramă, dar filme din astea pe o conotație veche. Filme din anii 90, 800 și ceva, dar ceva așa de genul dramă. Aș vede la filme, aș plânge, până m-aș sătura că mi-a venit sfârșitul. În interior ce vârstă aveți acum? În interior am și 20 de ani, dar... Creierul? Creierul... poate să gândească și la 60-70 de ani. Soția dumneavoastră are 23 de ani. Vă gândiți la moștenitori în continuare? Ar fi cel mai frumos lucru pe care l-aș realiza. Ce frumos! Dar e un cal, e de gândit lucrul ăsta și de gândit la modul serios.
Vreau să mai întreb ceva și să încerc și scuze soției pentru întrebarea asta. În trecut, ați suferit vreodată din dragoste? Ați plâns din dragoste? Nu, dacă n-ai suferit din dragoste și n-ai plâns, n-ai trăit. Dai seama că am avut momente, am fost în copilărie îndrăgostit de persoane care ei n-au știut nici în ziua de azi că eu am fost îndrăgostit. Și sufereați cu ar vin degeaba, da? Pentru ele, și nu-i abar n-au. Ele, știu, trec lângă ele și ele nu realizează că eu am fost îndrăgostit de ea și am plâns pentru ea și am suferit pentru ea, da? Sărmâna? Domnul Gică, să mă iertați, dar e frumoasă rău. Aveți o soție superbă. Soția mea, da. E o fată cu minte. E o, spre deosebire de femeile din ziua de azi moderne. Să se bage, dați-mi. Muncește, se închide, da, are un vis, să ajungă se culcă la 10, se trezește dimineața, își face treburile de casă, învață, se duce la antrenamente, se duce la pregătire practică. Și-a făcut acum o firmă, un magazin online de vestimentație. Foarte frumos. Feminină. Sâmbătă are două meciuri. În ultimul timp a avut două meciuri. În ultimul timp a avut două meciuri. Dumneavoastră vă dați seama că de duminică are două meciuri. Vă dați seama că de 3 minute tot înșirați calitățile, Doamne, înseamnă că chiar anul ăsta și-a luat permisul. Chiar sunteți de conducere. Anul ăsta și-a luat licența la facultatea de IFS. Anul ăsta și-a luat categoria de arbitru. Anul ăsta și-a făcut firma, anul ăsta s-a căsătorit. Vedeți, dragilor, nu se mai oprește din calități. Frumos. Anul ăsta am primit 23 de ani. Ce să mai zic? Din punct de vedere sentimental, sunteți împlinit 100%? Eu cred că da. Foarte eu cred frumos. Că pot să spun că sunt împlinit. Acum așteptăm să nu să rămână așa. Doamne, fac eforturi să rămână așa. Trebuie să... Deci, faptul că am făcut un grătar la distanța mai mare de jar decât ar fi făcut altcineva, altcineva ar fi făcut jos. Și eu cred că și așa s-au parcă ars puțin, dar s-au făcut mai sănătos. Proprietățile, a fost făcut foarte tare, oricum. Proprietățile din carne respectivă nu s-au distrus, având în vedere că jarul a fost mai departe. De... Oh, Doamne, ce bună! Mai aveți carne? Păi mai avem, da. Vă rog frumos să ne iertați. Miroase atât de bine pastrama, asta este fierbinte, este frig afară și dacă nu o mâncăm acum după aia, credeți-mă că e cauciuc. Așa e pastrama. Trebuie mâncată fierbinte, nu? Și este genială pastrama asta. Asta. E... Mâncăm și noi repede cu toată echipa și ai mei. Paulică, credeți-mă, n-am mai mâncat de fix 7 minute. E mor de foame. Mâncăm și noi și revenim cu ultima parte. Vă pupăm. Domnul Gică s-a mâncat genial. S-au mai băut și vreo 3 carafe de vin. Acum suntem ce trebuie. Tot iasă, da. Și mulțumesc mult pentru invitație. Doamne, ce vin aveți și noi vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră în curte. O curte absolut superbă, așa ca de poveste, cum a spus, de pe vremea bunicilor, dar făcut așa, adaptată la timpurile noastre, ca să spun așa. Și revenind la cuvântul ăsta timpuri, am o curiozitate. Domnul Gică, în anii 80, care era domnul Gică șmecher așa în București de ăla, de temut? Când spuneai numele lui, înghețau toți. Bă, băieți, eu sunt în oraș și din centrul orașului, pentru că n-am stat niciodată la periferie. Frumos! Am venit, am avut pe să merg direct în centru. Corect, a simțit sus. Erau puțin șmecheri. Erau șmecheri, oameni cu influență, oameni respectat. Așa de duzină, de colțuri de stradă, era plin Bucureștiul. Dar oameni cu respect ca și renume, eu am avut ocazia să-i cunosc pe toți. Primul care l-am cunoscut și care aveam un prieten foarte bun, care prietenul meu și care era prieten da. Foarte bine cu el, este Coco. Coco Angel. Este un fost luptător pentru cine nu știe, campion european din câte știu. Legendă în București, Coco Angel. Legendă în București, un tip foarte mare, un tip șaten așa. Smart 2 calificat. Smart 2, adică greu de tot. Era un Escobar în... Nu pot să cred. Gen Medellin. Gen în Medellin. Da. Deci Coco când mergea pe stradă, nu putea nimeni. Știți că este, nu e și de fapt unii o iau ca și legendă și nu e o legendă, e o realitate.
Asta mi-a spus o prietenul meu, prin perioada 80, la Budapesta, el avea o, când era șprițuit, avea o obsesie cu polițiștii. Asta era nebunia lui. Când se ia de ei, bănuiesc. Să se ia de ei, da. Și au intrat într-un conflict cu un echipaj de poliție, care echipajele de poliție erau, aveau la îndotare arul ale vechi. Da. S-a pus lângă un aro din ăla și l-a răsturnat. Deci l-a dat peste avea. Cap. Pre da, gata, știu unde ești. Șincai, pe stânga era restaurantul Budapesta, celebrul restaurant Budapesta, eu vorbim din anii 80. Deci toată faza la celebrul restaurant Budapesta. Din, da, dacă, ceea ce afirmația pe care o fac eu acum, o puteți verifica și o să vedeți că e foarte real. A răsturnat aro, evident că l-au luat, l-au închis, el a făcut de câteva ori închisoare doar pentru conflicte cu poliția, cu milițenii. Cum avea el o boală când se șprițuia, da. Să se ia de ei. Da. Să șprițuia să ia de ei. Deci Coco era brand, forță. L-am cunoscut, mă respecta foarte mult. Să știi că m-a scos din câteva conflicte și am simțit protecția lui până în perioada 90, 92, 93, 95, încoa. Chiar până aproape a decedat el. O altă legendă a Bucureștiului, pe domnul Fane Spăitoru, l-ați cunoscut? După 90, da? A apărut Fane. Da. Altă legendă și Fane. Deci, mulți acum prin București sunt plini de mușchi, de șmecheri, de... De borsete, de... Borsete, de impresii. Din borsete, astea da. Sunt fictive. Aha. Era Fane, când ieșea Fane în oraș și era exact cum e Fane, Coco, cum e Escobar în... Medellin în Columbia. Medellin, Columbia, da. Deci, era brand. Deci, Fane a apărut mult mai... Deci Fane a apărut într-o zonă mai nouă, da. Într-o zonă în care începuseră oamenii să se dezvolte mental, să se dezvolte societatea. Știți foarte bine că Fane, fostul premier Ilie Năstase, au fost cancanuri în care au fost prins și... Împreună gen de poze de paparazzi. Nu? Pe post de paparații în anumite consultații. Eu cu Fane am avut o relație iarăși foarte bună, pentru că am știut tot timpul să-mi las loc de bună ziua și să respect astfel de oameni. Da, da. Eu la Fane la nuntă și puteți să căutați nunta lui Fane sau să întrebați pe cei din jurul lui Fane. Întrebăm pe Migdale, care e al nostru. Tot respectul pentru Migdale. Am fost la nuntă cu neamurile lui la o masă la de... La aceeași masă. Era masa de miri și lângă masa de miri eram eu cu toate neamurile. Dacă intrați în filmările de la nunta lui, de la Marriott... Vă găsim acolo. Așa mă găsiți acolo pe mine. Deci ăsta era respectul pe care vi-l arăta el. Asta e respectul pe mine. Deci de asta vă spun. Pe Coco m-a respectat, Fane m-a respectat. Și după aia au început. Bine, în ultimii vremuri nu mai... Pe toți îi cunosc. Toate brandurile astea din București am avut ocazia să-i cunosc direct sau indirect. Dar doar la modul de a ne cunoaște și de a ne saluta. Ei erau șmecheri și smardoi. Acum sunt mulți șmecheri care controlează anumite zone, dar nu sunt bazați. Adică nu poți să spui că e Coco. Păi Coco trebuie să te bați 7-5 cu el, să dai nici cred că 7-5. Să-l dobori. Să-l dobori. Acum nu cred că câți șmecheri există care și șmecheri să bată cu 7-5. Eu acum voiam să mă întreb despre nașul copilului meu, Ionuț Luțu. Știu sigur că vă leagă o prietenie destul de frumoasă cu el și multe amintiri. Poate mai mult și vreau să-mi spuneți 2-3 amintiri cu al meu, că omul a fost un nebun frumos. S-a schimbat acum, ai cu minte. Dar ce poveste are Luțu? Oricum o să-l prind și pe el, dragilor, Luțu nu scapă că e nașul copilul meu și o să vină și el la emisiunea mea, dar trebuie să-l avem răbdare că e mai complicat la el. Dar vreau să-mi spuneți niște povești geniale cu Luțu al meu. O poveste pe care o știu evident de la el, că n-am fost cu el, este că și el se poate numi un norocos. În perioada anilor 92, făcuse el ceva fotbal pe la Slatina, așa, nesemnificativ ca orice junior. N-a mai avea de niciun, nu mai avea bani și a plecat la Sârbi. S-a dus la Sârbi, a adunat la porumb, vreo 3 luni de zile, a strâns și el câțiva lei, s-a întors înapoi, ca un muncitor. Da. Care un muncitor simplu, da. De rând, da, un muncitor de rând, da. S-a întors cu câțiva lei în buzunar și a auzit și el, nu știu pe ce pancardă, că se dă o probă la Slatina de juniori, de o probă sportivă, de fotbal. Și s-a dus și el la probe. S-a dus la probe și a câștigat probele. Și uite așa, poți să spui că nu ți-o a avut noroc, talent. Mamă, ce talent.
Luțu, talent. Noi cum îi spunem lui Luțu? Hagi, tot. Hagi, da. Eu așa l-am în telefon. Hagi, Luțu, Hagi. Nașu Hagi. Talent. Incredibil de mare. Incredibil de mare. Și aici, de aici a plecat, a ajuns la Fece Național și acolo le-am cunoscut noi. Dar care acolo... e adevărat aia că v-a rupt colana la fotbal, la nașul? Acum lasă, e prietenul meu, dar trebuie să mă apăr și eu. Piticulei, stai cu minte că trebuie să mă apăr și eu, că nu e așa. Noi am fost, eu la Fece Național am fost în cantonament cu ei o lună, am fost în pregătire înainte vreo 10 zile. Eu venisem de la, înainte de asta, avusem o experiență cu echipa națională a României de olimpică. O știu toată lumea, o găsim și pe Google. Deci eu nu sunt chiar fotbalistul ăla care mi-a făcut Luțu, mi-a rupt coloana, dar nu pot să spun că... era greu cum ar fi. Era greu, da, era greu să-l depozitezi. Era un jucător rapid, foarte tehnic, stângaci. Foarte tehnic, stângaci, abil și nu era simplu. Dar asta, în fine, trecând peste asta, mergem mai departe să-mi spun o experiență cu el. Într-o zi mă sună: Hagi, 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 unde ești? Unde ești? Zic, acasă. De ce? Am intrat într-un tramvai. Cum am? Am intrat într-un tramvai. Și ce faci? Am lăsat acolo și am fugit, dar a venit poliția, e mașina înfiptă în tramvai. Zic, stai, unde? Mi-a spus el adresa. Zona, da? Nu erau ca acum internet, telefoane, da. Camere, chestii de genul. Și m-am urcat repede în mașină și fugi acolo. M-am dus acolo. Mașina înfiptă în... Mașina înfiptă în tramvai. El stătea cu o șapcă întoarsă după un bloc. Hagi, Hagi, mi-e frică. M-a zis la pușcărie, ce fac? Lasă-mă că mă bag eu. M-a dus eu, bună ziua, domnule, zic, mașina e a mea. Am avut o urgență să duc pe cineva la spital. Ne-am grăbit. Am pierdut controlul mașinii, am intrat în tramvai, mi-am dus personal la spital că năștea și n-aveam cum să o las aici. Acum, uitați, n-am băut, haideți să facem verificări și tot. Și mi-am luat eu fapta și l-am scos la capăt. Și zice, Hagi, m-ai scăpat, nu ce-a luat pușcărie, Hagi, era puștare, era copil. Băi, și fratele meu, cum să te las eu la gurcăturile astea? Deci, asta se întâmpla, avea un Fiat de old, negru. Și după aia a reparat mașina, dar de fapt n-am mai, zice, cât îmi dai pe aia, așa cum e? A scos-o la vânzare. Da. N-ai mă cum chiar, mă. Zice, cât îmi dai pe aia? Băi, zi, nu voi tu, presăluși, că te păcălesc eu, uite, dai atâta pe aia, bine, Hagi, hai, dă bani și iau. Poate cea mai mare rană a vieții mele este că nu am fost un fotbalist și un om de fotbal de performanță așa cum mi-am dorit. Dar numai dacă aș fi îndeplinit condițiile astea, nu aș mai fi avut parte de distracția care le-am avut eu. Deci am avut distracție maximă în viața asta. Și așa că nu puteam echilibrez distracția. Și cu performanța, nu aveai cum. Puteam. Și atunci a trebuit să renunț la performanță, să am distracție. Nu știu dacă... sunt două sensuri. Nu se pupau. Sunt două opinii diferite. Unii ori să spună că mai important ar fi distracția, că până la urmă cu asta te alegi în viață, și alții ar trebui să spună că cariera e cea mai importantă. Cred că singurul care a putut să îmbine aceste lucruri a fost Maradona, mă gândesc eu. Dar ăla era fenomen și bine, Diego e altceva. Sunt excepții, și a fost fenomene, altceva și o să rămână mereu. Și așa vor rămâne, da, în istoria... Domnul Gică, pentru că ne apropiem de final, atât de frumos a fost timpul ăsta petrecut cu dumneavoastră. Am și mâncat, am și șprițuit, ne-am și simțit bine, am și discutat. Mai am o singură întrebare, întrebarea de final. În momentul ăsta, sunteți un om fericit? Fericit, cuvântul ăsta greu, fericire, că ăsta e un cuvânt greu. Dacă nu ești un om, dacă nu te... Bine, trebuie să ai discernământ, să-ți vezi și... lungul nasului. Deci în viață, dacă nu ești fericit, nu o să ai niciodată un moral puternic. Aș putea să spun că sunt fericit, poate nu sunt 100%, că nici mie nu mi se îndeplinesc toate dorințele mele, da, dar cred că sunt un om fericit atâta timp cât am o familie, cât am o nevastă tânără, cât am o nevastă de calitate și cât am nepotul ăla frumos, nepot și prieteni și haios, da, anturaje plăcute, aș putea spune că sunt om fericit.